Perioada grea pe care o traversăm și-a pus amprenta și asupra iubitorilor de cultură, care nu au mai avut posibilitatea în ultimele luni să exploreze muzee sau alte instituții de profil. Cu gândul la ei, dar și pentru a prezenta obiecte rare aflate în patrimoniul Muzeului Județean Teleorman, reprezentanții instituției au realizat un catalog de etnografie. Lucrarea de aproape 400 de pagini și cu o grafică de excepție este doar prima dintr-o serie de astfel de apariții editoriale. Sperăm noi să aducem mai aproape de publicul nostru aceste colecții pe care le deținem, pentru că, în mod evident, o parte dintre ele sunt expuse, datorită, în primul rând, conceptului expozițional pe care colecția de etnografie îl are. Ele sunt, din când în când, schimbate, înlocuite, dar cu acest catalog, prin acest catalog, vor putea fi văzute și obiecte a căror stare de conservare nu permite o expunere îndelungată. Catalogul cuprinde cele mai importante și mai frumoase piese de vestimentație și de artizanat din Teleorman. Este structurat pe 9 capitole, fiecare dintre ele fiind precedat de texte explicative în care sunt prezentate cele mai semnificative aspecte ale portului popular și ale obiectelor de uz gospodăresc folosite altădată în casa tradițională teleormaneană. Pentru realizarea catalogului a fost nevoie de 10 de ore de muncă și de oameni devotați proiectului. Ceea ce facem noi, ca și asociație, venim în ajutorul muzeilor și oricum concepem portul popular vechi în funcție de ritual, vârstă, anotimp, așa încât publicul să poată vedea cum se îmbrăca țăranul român. Catalogul selectiv al colecției de etnografie poate fi găsit la Muzeul Județean Teleorman din Alexandria, iar cei interesați îl pot comanda online pe mailul instituției.